Vineri avem parte de tensiuni majore în casa fetelor și a mamelor. Carnea batovina. Mamele a scos, dar care din mame nu știu. Pe cuvânt nu știu. Doamna Gica, cred. Nu sunt sigură, dar păi cred. Păi să le întrebăm cine a scos de ce. Dacă Gica nu mai vrea, îți dai seama, eu făt mănânc. Păi nu, da, da. Nu, cum să spun, ești ușor influențabilă. Dacă dori, dacă Gica zice nu... Eu pe cuvântul meu, dacă am știut că s-a vorbit de azi dimineață atâta în spatele meu cu carnea aia, eu mă gândeam ce carne, ce material, frate. Da, mai Gica, că gata, n-am știut că te simți rău. Te rog, du-te. Păi stai un pic să vorbim, de ce mă rogi acum? Am văzut. Dorina a venit și a zis că nu vrei să gătești, atunci facem noi două. Așa a zis că nu vreau să gătești. Da, Gica nu mai vrea să facă. Bun. De ce să ne supărăm acum? Dar lucrurile nu s-au oprit aici. Discuțiile continuau sub forma unor analize. Când a zis doamna Simona că urmează ăla cu carnea și cu... Iar v-a luat. Mă luase iar niște călduri. Așa și fost... când au că vine un material și se vorbește despre Gabriela, ui, așa face prin mine. Da, până ieri n-am simțit nimic, absolut nimic. Orice, mi-am asumat orice am vorbit și la capricii și în da, dar, și eu, tot așa dar ca să vorbești în spate, că aia mă duce al mai tare. Să vorbești și eu intru pe ușa aia și totul e silențiu și ca și când nimic. Da. Și în live să aud că s-a vorbit, că s-a zis. Nu vă pică bine. Ai, mamă, deci eu am avut așa încredere și așa și după aia nu. Deci oamenii ăștia nu știu în ce categorie să-i pun. Nu zic nimic de ăsta, dar eu nu suport, nu fac față la lucrurile astea. Ce să mai că zic eu? Da, dar am că zis. Eu de două săptămâni o țin în șuturi. Eu am zis, nici în postura lui Adriana să nu mă pune cineva. Nici în postura ta, atâta cerdușa. Nu știu, nu le duc. Și nu. Pentru ce, până la urmă? Că măcar dacă ne certam pe același băiat, înțelegeam da. Și eu și înțelegea și lumea. Tu ai văzut că ai pe tăi, ai da. Cel puțin pe Valentin. Păi eu nici nu mă... Eu deja mă simt... Nu știu, cea mai norocoasă. Corect. Pe cuvântul meu, că da. Mă chiar gândeam azi, sunt atât de recunoscătoare și atât îi mulțumesc lui Dumnezeu și pentru mine chiar e suficient. Chiar e suficient. Nu pot să cer mai mult, că da. Nici nu vreau mai mult de atât. Chiar zic la lui doamna Paula în platou, zic, eu îi văd pe copiii ăștia până la deci bătrânețe, chiar iar am păi dat-o azi. Văd. Așa? Eu pe cuvântul meu. Și zic, știi de o să plec, nu-mi pare rău, dar eu cu ei mă duc până la capăt. Dar să revenim la gătit și la organizarea din bucătărie. Scoatem ceafa aia de porc și spuneți, cine vrea să-și prepare de nază că scot ceafa? Că nu poți să scot numai pe tine. Eu mi-o bucată și mi-o bag la cuptor, tu ți-ai o bucată și să faci. Eu zic că mai bine, să vedem cum merge așa acum. Așa. Ai văzut discuțiile de ieri, da? După aia nu faci mea, se duce una, faci ea. Mie nu pare rău că fac ceafa, dacă fac de drag și chiar îmi place. Da. Dar vreau să fie și înțelegere și mulțumire. Uh-huh. Nu se zic asta că... Știi, faci fraiera aia, știi? Da, da, tu da. Tu sau eu sau altcineva. Nu, da, e bine așa să nu fie. Eu, cum zic eu, nu mai... Și nu te mai stresa așa de tare, stresa că are tensiune, așa, te se pe bunii? Deci mi-a fost ciudă pentru că eu am zis una de sus și s-a ajuns jos altceva. Dar să mai ajungem la de-astea că trebuie să fac forțat sau să mulțumesc pe fiecare sau coate și așa, nu mai vreau. Dar oricum coate pentru că nu mai vreau, dar nu mă interesează. Da. Gica, nu știu, tu cred că nu m-ai observat. Pe mine când mă vezi indiferent, tu cred că zici că sunt cu nasul pe sus. Nu e așa. Eu pur și simplu când nu mă simt bine într-un cerc de oameni, nu mă simt bine și mă simt oarecum... Cum a fost săptămâna aia când am niște mama săptămânii? Da, am simțit o presiune și niște priviri, parcă zici că eram, parcă făcuserăm eu ceva sau... Mă priveau ca și cum... Iar s-a băgat asta în seamă și a făcut să dea ea bine. Tu crezi că nu văd, mă? Păi tu crezi că eu sunt născut aseară? Păi de-aia nici n-au gustat nici piftelele alea tu, nu-ți bune tu? Crezi că eu nu văd și de-aia în momentul ăla nu mai am aceeași plăcere să fac lucruri și nu mă poate obliga nimeni și nu poate spune nimeni nimic. Da. În momentul când am citit omul și mi-am dat seama că e pervers prefăcut și așa, nu mai întrebui. Dar niciodată. Da. Și nici prietenie, nici aici, nici afară. Da, nu ești prietenă. Te suportai, știi, dar aveam așa, nu știu, nu deranjez. Știi cum sunt? Răspris. Nu te deranjez, nu mă deranjez. Împăcați-vă cu doamna Dorina. Ce să fac? De ce sunteți supărată pe ea? Păi ce vrei să-i fac, măi? Să comunicați. Nu supărată, nu supărată absolut deloc. Ce să fiu supărată pe ea? Păi doamna, ea e supărată. Nu mai urmă, ce a fost, n-o să mai fie. Dar, doamne, iartă-mă, nu... Doamne, ce dușmănoasă sunteți, doamna Gica! Dușmănoasă ești când vorbești ce nu trebuie.
A doua zi discuțiile continuau, dar oare cine să-și asume gătitul? Și eu cu o părere. Nu pentru toate. Fiecare își face, păi nu știu, Adriana zice că fiecare își face ce vrea. Mai și cum pentru toată firma. Păi numai să fie de acord ca să nu-mi fac iar eu, nu, că n-aș face. Fii atentă. Și dacă îți rămâne și nu mănâncă, o iei frumos în pachet și o bagi la congelator și altă dată doar o încălzești. Părerea mea. Iar iasă, doamna Paula. Da, atunci când vrei. Zic și eu să faci un bine ca să nu mai fie atâta discuție, să fie două zile de mâncare, să nu le vezi că cotrobii pe acolo. Nu mănânc carne, nu mănânc carne, dar să la mâncau. Sunt sigură că toată carnea la cuptor care se prepară, se mănâncă. Da, cu cartofi, dar nu se prepară legume. Singură. Păi știu. Asta e problema. Iar dacă sunt în vârstă, mie îmi plac tineri pentru că îmi ridică moralul și mie. Îmi plac tineri educați și tineri muncitori. Să muncească, să văd eu că sunt binevoiți. Interesați, da. Interesați, da. De a munci, însă vezi, viața îți oferă altceva. Este un tablou, așa, mie mi s-a părut, probabil că sunt eu mai ciudată. Ca două, trei tinere să stea acolo pe canapeaua aia, cu ochelare la ochi, cu de soare, cu crăci goi, cu canadiana și cu croașaș, să se uite la noi niște doamne, cu muncim, și să le dăm subiect de discuție, de bârfă, de bârfă, de fapt. Și să nu se implice nimic, nimic. Să râdă. Da, zis Raluca de câteva ori, haideți că spălăm noi vasele, haideți că vă ajutăm, intenția a avut, numai că nu, numai ce să faci. Astea sunt șmecherii de doi franci. De ce n-a trecut la fapte? Ele au venit sămărite, draga mea. Aici nu este nici parada modei, nici... Cum să se uite un băiat? Ce să fie frumoase ca să le placă băieții. Se machiază, se machiază, se aranjează, da. Așa. Pentru că fac, nu știu cine zicea, merg la restaurant și mănâncă, nu-i nicio problemă. Da. La Capricii s-a discutat subiectul Adina. Cum interacționează ea cu un băiat. Auzi cu metre? Mamă, când am auzit doamnele, și zis, cum interacționează? Păi dacă o să-i zici tu la un băiat, hai că buzi cu metre. Ea încă e copil așa cu... Da, da, foarte... n-ai vrea să știi tu câte știe ea. Și apoi eu nu uit când ne-a întâmpinat cu Făcălețul. Eu, na, a fost o glumă aia. A eu fost o glumă, dar gluma vine de undeva din interior. Eu am rămas uimită, eu am zis, aoleo, dar de unde ai trăit? Nu știi că eu am reacționat și, pe urmă, după ce s-a terminat emisiunea, i-am zis, dar ce se întâmplă? Zic, unde ai trăit tu de era cu Făcolețul? Păi da, soacrele mă băteau. Și i-am zis, îmi dai și mie numărul de telefon, întreb și eu. Dar vă dau numărul de telefon să vedeți și ei, iubii, mă băteau, sau băieții, cum am avut discuții. Păi atunci... E posibil să fi rămas cu o traumă, doamna Paula. Da, o să încep cu mamele și apoi o să vă implic și pe voi. Am sesizat așa că s-au format două tabere? Nu. Nu, eu nu mă așteptam așa să spună de carne aia, că nici nu era măcar dezghețată, toată, că să fie aruncată la... Și după amiază, într-adevăr, eu le-am pregătit, poate să confirme oricine, a, cu tine, că le-am... Așa și le-am băgat la cuptor. Și s-au mâncat, înseamnă că nu a fost... Cine n-a vrut să mănânce? Da, altă... supărarea a fost față de doamna Dorina sau față de doamna Laura? Că nu... păi, amândouă, deci eu când ați văzut că s-a arătat când am ajuns pe terasă, putea să-mi spună, tu Gica, că eu venisem cu intenția să văd dacă sunt în bucătărie, să le ajut. Ai ajuns ce... după, Gica, ai ajuns după. Da. Și eu te-am întrebat pe terasă dimineață, Gica, facem ceva? Și ai zis, nu fac. Nu pe terasă, sus în cameră. Și ai zis, nu fac. Da. Și atunci m-am dus în cameră și era bunii. Și i-am spus lui bunii. Zic, Gica nu mai vrea să facă, cred că nu se simte bine. Dorina, și zic, dacă vreți, faceți. Să facă, da. Bine?
Asta a fost. Și dacă a ieșit scandalul ăsta și problema asta, sigur n-ai zis un ton, nu știu cum. Cine, eu? Voi care ați vorbit, nu? Eu. Nu se vede pe material dacă am zis pe vreun ton? Și pe terasă s-au discutat. M-a întrebat, mai face, am zis, păi dacă Gica nu vrea să facă, ce vrei să... Asta. Și de ce n-ați făcut voi de aia? Eu am venit cu intenția să... Eu tot am făcut. Era 11 deja, Gica, i-am spus, și am întrebat-o pe Adriana, Adriana, facem cât ceva dura, noi două împreună? Sau ce n-ați făcut voi? Îmi făceam unghiile, nici eu n-aveam timp în momentul ăla și am întrebat-o pe Adriana, Adriana, ești disponibilă să facem un ragu împreună? De aici a plecat tot. Ea a spus da și ea la fel m-a întrebat de ce doamnele nu mai fac. Da, eu n-am vorbit nici pe la spate, nici șo-șo-șo, n-am vorbit, se vede deci, deja. În spate m-a referit că erați pe terasă și ați vorbit și eu când am ajuns, silențiu. Eu prima dată cu tine am vorbit și ai zis nu și i-am zis și ei la fel. În camera am vorbit. Păi sau în cameră, dar i-am zis și ei la fel. Păi dacă Gica nu vrea să facă, de seara noi trei vorbim. Că nu fac nici eu. Da, păi așa am zis. De ce n-ai făcut tu, poftim? Păi am zis, dacă Gica nu vrea să facă, fără ce să nu puteai. Păi noi așa vorbisem că facem toate trei și acum ce supărare mare. Eu cred că vrea să facă Adina. Da, eu zic să lăsăm treburile casnice deoparte și să întreb de ce tanti Paula se consideră o doamnă când este o simplă femeie în vârstă care pune vorbe în gură tinerilor, cum că am zis eu că m-a bătut fosta mea soacră. Dacă se uită acum la televizor, ce o să zic? Am zis doar că m-a amenințat, nu că m-a bătut. Mai refa o dată? Nu mai refa, dacă n-ați auzit, asta e. Nu am auzit, sunt sunta. Îmi pare rău. Mai spune o dată prima frază. Spune. Nu mai repet dacă nu ați auzit. Atunci n-am ce să-ți răspund. Da. În orice caz, pentru mine... Eu nu am spus nimănui că m-am bătut mama fostului. Ba da, iubit. Eu te-am auzit. Am zis, m-a amenințat, e o mare ba diferență. Da, și la baie ai povestit când s-a tras iubitul cu ceva în iubitul, față. Iubitul, da, dar nu mama lui. Sau, orice e mare diferență între el și mama lui. Sunt două persoane total diferite. Am înțeles, stai să-ți răspund. Eu am rămas uimită. Prima dată când am intrat, că a fost o glumă, că ai venit tu cu făcălețul și am rămas uimită. Poate era mai bine să vii cu un buchet, să glumești cu un buchet de flori nu, pentru soacră. Nu, stă în caracter să glumesc cu buchete de flori. Păi nu, dar nu eram numai eu, eram toate. Da, și dumnealor nu prea au luat în serios cum ați luat-o dumneavoastră. Eu m-am gândit la tine, zic, dar ce s-a întâmplat? Și în pauză te-am întrebat, dar ce s-a întâmplat de a veni? Că tu spuneai cu soacră. Păi știți, soacrele, că nu m-am împăcat. Păi zic, e drept și mie dragă numărul de telefon să văd ce soacră. Am zis eu că m-a bătut mama fostului iubit? Ai zis soacre, ce înseamnă asta? Eu vă întreb, am zis eu că m-a bătut mama fostului iubit? Da. Nu, am zis m-a amenințat. Te-a amenințat, te-a bătut în orice caz. A fost nu m-a bătut. Nu vreau să se uite la TV să zică că eu mint. M-a știu, amenințat. E problema ta. Măi, tu ce faci? Încerci să te scoți ca nu să mă în foc cu mâna altora. Nu câteva lucruri să iar, Raluca, te rog frumos. Nu despre mine și despre ce ați vorbit în material. Nu, dar nu vreau să... Vreau să discut cu tânsa. După ce terminați cu Adina, atunci vorbiți voi. Te rog, vorbește tu. Ok, am văzut un material că doamna Paula este deranjată de dacă gătim, când gătim și de ce, dacă de motivul pentru care am venit aici. Doamna Paula, din câte știu și sunt sigură, este la buget extra, adică nu este... Nu e extra, la... nu confunda mă rog, extra. Sunt de separat de... Separat e una și extra e alta. Ok, extra, adică nu sunteți în bugetul nostru. Nu. Aveți bugetul dumneavoastră. Da. Nu văd de ce sunteți deranjată atât timp când dumneavoastră vă gătiți și mâncați doar dumneavoastră și Gabriela. Unu. Dar nu mi-e indiferent celelalte să uite, să muncească și să nu... Dar au dat și ai mâncat și tu, Raluca, când a gătit doamna Paula și dețele, ai mâncat și tu, nu doar doamna Paula și Gabriela. Și n-am spus nimic cu răutate. Da, ai mâncat dețele făcute de doamna Paula. Și nu e problema asta. Nu e problema asta, nu înțelege greșit. Atâta timp cât se dă de pomană, că de acum încolo chiar am glumit pe tema asta. Auziți? Eu, ca telespectator, știți că uneori mă simt așa ca un telespectator. Un pic, Raluca, un pic, doamna Paula. Eu am senzația că în casa asta... S-a mâncat o singură dată numai șnițele și a existat o singură dispută pe ojă. Exact. Și încă ceva, în legătură cu partea cu fashion-ul și că am venit să prezentăm moda, eu cred că dacă vă uitați pe camerele în momentul în care ne pregătim, mamele sunt mult mai solicită să se aranjeze mult mai mult decât noi. Până la urmă, mi se pare normal, suntem la televizor, chiar și când aveți 71 de ani, vă aranjați. Nu este un lucru rău, este ceva de admirat. Nu am zis asta, ai înțeles greșit și asta. A, noi suntem bine și mereu înțelegem greșit. Cer scuze, doamna Paula. Stai să spun vă promit că nici dacă o să nu, dar stai să spun, nu, dar în ce context? Dar de ce nu înțelegi contextul? Ok. Adică noi toate la
ceapă și l-a gătit acolo și voi ne care? Asta. Care? Poate. Eram la lista dumneavoastră doar dați ce ar trebui să fac? Să mă pun la masă și să vorbim despre soluții de pește? Nu. Asta e o remarcă urâtă. Nu, dar spune doamna Paula, e la mine. Nu vreau să spunem. Cum nu mi-a plăcut nici că a spus tanti Paula că e așa și nici nefericitul. Nu e ok. Dar de ce nu vă focusați pe susținerea? Luăm o scurtă pauză și ne întoarcem. Așa m-a